Pentru toată lumea, sunt David și m-am găsit la un nou episod de data aceasta, cariera de pe FTSP cu Steaua. Bun. David, eu ne punem numele ăsta să dau o mai încetă. Bun. Perfect. Numele ne punem David Games. Da, așa. Liga întâi Steaua a câștigat fotbal club FTSP. Da. Facem și noi best lineup-ul. Și l-avem doar de schimbat pe Budescu și să jucăm 4-4-2. Dat aici. Locul Golov, îl băgăm pe Hnoere. Și da, fraților, nu uitați și de like pentru că mă ajută și pe mine. Așa că, da. Transferurile vom face mai târziu, acum deocamdată sunt meciuri friendly și vom da simulate. Că nu prea avem de ce să le jucăm. Nu mă ajută cu nimic. Bun. Și al doilea cu Chelsea. Mamă, ce meciuri Liverpool și Chelsea. Ok. Dificultatea este pe medium și pe plash caldom. Dificultatea este pe medium și niță, nu. Și sunt pe 3 minute. Bun, primul meci cu gaz, metan, mediaș. Avem aici pe băieți. Acolo noi îl băgăm pe Coman, frumos. Perfect. Și haide să dăm drum la meci. Continuu. Setările sunt făcute, m-am zis. Și da, de ce nu? Hai să dăm drum. Asta o să-l punem aici. Și hai să-i dăm drum. Noi avem lovitura de starcod, nu era. Pentru Tănase. Aia Tănase la Iacolis. Iacolis pentru Noere. Noere greșește pasa. Uite, Texira încearcă să-l deposedeze în strâmb în fața mingii. Texira îl deposedează, pasă pentru Popescu. Popescu pentru Moraes. Vedem aici, Steaua încearcă să construiască aici un atac. Tănase, Iacoli. Denis Alibec pentru Texira. Texira pentru Noere, Noere, Bizonul, Noere, Bizonul. Bizonul în adversar, din păcate. Vedem aici Popescu vs. Fulop, câștigă Popescu duelul. Nu era cu un șut de la distanță. Nu era. Iacolis în fața mingii pentru... Nu era! Ce gol! Iacolis ia asistul. Vedem aici un șut impecabil la nu era, unde Iacolis urmărește și... Noere înscrie. Foarte bună această fază, mai ales făcută de Iacolis. Așa că, da, 1-0 minutul 14, foarte tare. A marcat cu numărul 9, Noere. Îl vedem iar aici. Îl vedem aici pe Budi, care n-a apărut în meci. Cred că pe Budi o să-l fac fundaș central, pentru că... Budie pentru șut și da, ar fi mai bine acolo fundaș central, cu mai ales cu pasele. Vedem aici pe Tănase. Texeira, urcă foarte bine Teschi în fața porții. Ce a fost o pasă și un fel de șut greșit totuși. Teschi a fost, n-a știut ce să facă în fața porții. I-a fost frică de niță. Vedem aici un fault făcut de cei de la Gazmetat. Bate Larie. Larie încearcă pe poartă. Larie! Nu foarte departe, însă am uitat să schimb capitanul și cei care bat loviturile libere și cornerele. Dar o să le schimb pentru episodul viitor. Însă deocamdată l-avem pe Tănase care pasează la Iacolis. Iacolis în fața porții, Iacolis cu pas pentru Texira. Gol!
Filipe Teixeira înscrie pentru 2-0 pentru FCSB. Iacoli seară, două asisturi egal cu un gol. Iacoli sunt meci încântător. Vedem aici un tackling frumos. Nu era pentru Iacolis. Nu era și Iacolis, văd că se înțeleg totuși destul de bine. Însă, da, de ce nu? Alibe, cred că o să-l pun la fel în centru cu Constantin Bodescu, cu Budi. Vedem aici o pasă pentru Alibe, Alibe cu centrarea pentru Budescu. Budescu! Ce bară și tenase! Budescu, vedem aici ce bară înscrie, ce bară dă Budescu. Vedem aici, offside-ul Tănase, dar putem vedea ce bară a prins Budescu, iar Tănase de acolo era gol. Portarul nicio reacție, însă asta e 2-0 și aproape este sfârșitul primei reprize. Vedem aici pe, nu știu cine s-a arătat, dar a dat aproape. Bun. 2 minute până la finalul acestei reprize, un minut mai exact. Nu era, ultimul atac pentru prima repriză pentru cei de la FCSB. Nu era, nu era, nu era peste poartă, un șut destul de periculos, însă peste poartă. Păi da. Atât a fost din prima repriză, revenim cu a doua repriză. Bun, nu mai am pe nimeni de schimbat. Riso. Ok, nici baterie nu mai am. Numai cea pe Teschie. Cel mai periculos om al lui Gaz Metal. Popescu cu o alunecare greșită. Vedem aici. Este gol. Ce a fost asta? Ovidiu Popescu. Ok, o greșeală în apărarea celor de la FCSB, însă poate reveni cu noi. Noi cu un șut periculos pentru în care portarul respinge, în care iar Teixeira urmărește și este gol. Nu era, se pare că un asist. Nu era foarte bine cu șuturile, adică a tras 3 șuturi, 3 goluri. Nu, a tras mai multe, 5 șuturi, 3 goluri. Bine așa. Bopescu cu alunecare greșită de galben, dar arbitrul iartă. O lovitură liberă peste poartă destul de departe. L-avem aici pe Niță care bate pentru Enache. Enache cu Popescu. Popescu din nou pentru Enache. Enache urcă. Enache pentru Budescu. Budescu pentru Teixeira. Teixeira, Teixeira. La Nuere. Nuere la Iacolis. Iacolis la Alibec. Alibec găsi singur Alibec este în offside. Se pare că este în offside. Cât ghinion pentru Alibec. Pentru Denis Alibec. În care se apropie într-o poziție perfectă ca să marcheze de acolo, însă are timp. Roman la balon. În duel cu Tănase, Tănase pierde acolo Enache. Enache face fault și este acolo o schimbare la cel de la Gaz Metan. O bate scurtă. Și ce fault periculos aici. Tănase, tot Tănase l-a făcut. Cred că merita galbenul la acest moment. Și este un șut periculos, dar peste poartă. Cât noroc avem. Frumos așa. Popescu. Pentru Teixeira. Filipe Teixeira. Pentru Moraes. Moraes pentru Budescu. Budescu pentru Noe. Noe pentru Tănase. Tănase a luat galben. Alibec. Alibec. Tănase cu bara. Alibec urmărește și Alibec când scrie. 3-0 pentru cei de la FCSB. 4-1, pardon. 3-0 dacă scădem punctajele. Deci, frumos aici, nu era, nu era în continuare, nu era. Ce gol. Gol după minut. Frumos așa. Frumos așa. Iacolis. Pentru Teixeira, Teixeira cu un tackling de care nu poate trece nimeni. L-avem aici pe Alibe care i-a dat o pasă lui. Nu era, nu era. Pe lângă poartă. Bun. 5-1, minutul 72. Se pare că Steaua le-a dat cu terenul în cap celor de la Gaz Metal și a învățat ce este acela fotbalul. Vedem aici au recuperat celor de la Gaz Metal, dar doar pentru o secundă. Bordoiu
Recuperează iar, însă cei de la steaua nu poate trece nimeni de jumate. O pasă greșită pentru un aer acolo. Cei de la Gazmetan încearcă, însă nu pot trece de cei de la steaua. Iacolis a încercat o pasă pentru Noire, însă recuperează. Tot la Noire este mingea. Tot la Noire, care se dă pentru Tănase. Pe lângă poartă. Destul de mult pe lângă poartă, însă măcar a încercat. Și asta contează pentru că a dat cu stângul. Vedem aici pe Noire. Noire pentru Tănase, Tănase pentru Popescu. Ovidiu Popescu la Larie. Larie pentru Alibec, o pasă frumoasă și bună. Alibec urcă. Alibec intră în centru, Alibec. Denis Alibec intră în centru, are spațiu și scoate penalti. Denis Alibec scoate penalti pentru Steaua. Ce frumos, Denis Alibec scoate penalti, bate Larie. Scoate portarul cel de la Gazmetan. Acolo o transversală. Ce ratare, ratare din penalti plus transversală cu poarta goală. Ce ratări incredibile, însă ia colis pe lângă poartă. Frumos această acțiune, însă penaltiul putea fi executat mai bine. Iar după aceea cu poarta goală a ratat. Foarte urât. Foarte urât. 5 la 1 pentru cei de la fotbal cu FCSB. Gazmetan înscrie Taschi în minutul 48. Steaua a dominat. Da, nu ai ce comenta. Am jucat destul de ok, n-am jucat bine, am jucat destul de ok, puteam să avem mai mult, însă merge și așa. Ne mai pe jucători și pe minus. Da, bugetele de la jucători. Bun, fraților, deci cam atât a fost primul meci din această carieră. Avem mult mai multe meciuri, puteți vedea aici cât avem. Deci avem de jucat, însă dacă vrei să continui cu această serie, eu vreau să mă țin de ea. Mie mi-ar plăcea, așa că, da, dați un like și noi ne revedem data viitoare. Bye, bye!